Noi atacuri cu drone la granița țării. Armata României a depistat pe radare o posibilă pătrundere neautorizată a dronelor rusești în spațiul aerian al României. Zeci de pompieri, poliții și jandarmi au fost trimiși pe câmp pentru investigații. A fost o nouă serie de atacuri executate de forțele ruse asupra unor obiective din Ucraina, în urma detectării unor grupuri de drone care se îndreptau spre teritoriul ucrainean, în proximitatea graniței cu România. Ministerul Apărării Naționale, care a monitorizat în permanență această situație, a aplicat procedurile și măsurile necesare în aceste situații. A fost panică seara trecută după ce localnicii din Tulcea, Galați și Brăila au primit mesaje ro-alert despre căderea unor obiecte din spațiul aerian. Unii dintre ei, speriați de bubuiturile puternice auzite, au apelat la numărul de urgență 112. La fața locului au ajuns în cel mai scurt timp 10 de pompieri, jandarmi și polițiști care au început să caute obiecte căzute din spațiul aerian. În urma detectării unor grupuri de drone care se îndreptau spre teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România, Ministerul Apărării Naționale a alertat forțele aflate în serviciul poliției aeriană. Sistemul de supraveghere radar al Armatei Române a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național cu semnal detectat pe un traseu către municipiul Galați. Ca urmare, forțe ale ISU, poliției și poliției de frontieră au fost redirecționate către zonele din proximitatea municipiului Galați, unde a fost înregistrat semnalul radar respectiv. Căutările vor continua și în cursul acestei zile. Investigațiile au fost temporar oprite din cauza vizibilității scăzute pe timp de noapte, însă au fost reluate în această dimineață, pentru a stabili natura obiectelor căzute din spațiul aerian. Autoritățile iau la pas fiecare metru al câmpului din zona municipiului Galați în căutarea unor resturi de drone. Domnule prim-ministru, azi noaptea a fost din nou o alarmă în ceea ce privește. Haideți că merg la o acțiune și ne vedem. Ați fost informat? Avem conferință de presă. Ușor. E păcat. Hai, vă rog. Avem conferință de presă. Am văzut că au gestionat alarmă. Da. Vor fi alarme, e normal. Suntem frontiera cea mai lungă. Un stat aflat în război. Se fac și la această oră căutări, dacă mai există urme ale acestei drone, posibile elemente? Încă nu sunt. Rusia nu atacă România și nici nu își permite un conflict cu țara noastră. Acesta a fost mesajul transmis de premierul Marcel Ciolacu după ce autoritățile au început să caute rămășițele unei posibile drone rusești care ar fi intrat în spațiul aerian al României. Care este situația la Galați? A fost alertă aseară. Dacă sunt continuate căutările, ce se mai întâmplă? Am avut o discuție și la 2 dimineața și la 6 dimineața și la ora 8 cu ministrul apărării, cu adevărat la 8, ținând cont că domnia sa n-a dormit deloc, nu se confirmă încă lucrurile. Rusia nu are un atac împotriva României sub nicio formă în acest moment. Și eu nu cred că Rusia nu-și permite să intre într-un conflict cu România. Acest lucru se datorează, în primul și în primul rând, faptului că suntem membri NATO și ai Uniunii Europene.